Un actor al teatrului Regina Maria din Oradea a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru viol. Și a abuzat o colegă, iar în ciuda sentinței, actorul Andrian Locovei spune că a fost, citez, un act consimțit. Andrei Inaiță ne descrie acum această situație și ce urmează ca cercetări în acest caz. Bun găsit, actorul Andrian Locovei neagă acuzația de viol și spune că de fapt a fost vorba de un raport sexual consimțit. El se consideră victima unei înșelări și anunță că la final va face public tot dosarul pentru a arăta opiniei publice că e nevinovat. Totuși, procurorii au decis că există suficiente dovezi care să susțină acuzația de viol, motiv pentru care actorul oradean a fost trimis în fața instanței. Iar recent, judecătoria Oradea, în urma unui proces desfășurat în ședință secretă, l-a condamnat la 6 ani de închisoare cu execuție și la plata unor daune morale de 50.000 de lei. În urma cercetărilor, procurorii arată că în iulie 2022, victima și ea, actriță la un teatru din Oradea, ar fi organizat o petrecere, iar printre invitați a aflat și actorul Andrian Locovei. Cum a doua zi urma să participe la o audiție și se simțea amețită de băutură, femeia s-ar fi retras mai devreme într-o cameră, lăsându-și invitații să petreacă în continuare. Mai târziu, când majoritatea petrecărăților au plecat, actorul ar fi intrat peste femeie în dormitor și ar fi violat. De altfel, ea a și sunat în acea noapte la 112 să reclame că a fost molestată de un coleg, iar ulterior actorul a fost reținut și plasat apoi sub control judiciar. Hotărârea judecătoriei Oradea nu este definitivă, actorul a atacat-o deja, așa că procesul va continua la Curtea de Apel.